foarte tineri, dar total motivați și pregătiți să dezvolte afacerea lor cu cereale proteice, produse unice în România. Bine v-am găsit, leilor! Numele meu este Tony. Și eu sunt Joseph. Împreună, prin brandul Mr. Ivan, am reușit să revoluționăm conceptul de snack-uri sănătoase în România. Suntem sportivi de performanță, doi tineri ce doresc să se afirme în lume, să creeze ceva măresc prin muncă, perseverență și... Astăzi am venit să vă oferim 10% din compania noastră pentru 250.000 de euro. Avem nevoie de sprijinul vostru ca să putem să ne extindem pe plan național cât și internațional. Oamenii au nevoie de produsele noastre, care sunt fără zahăr adăugat, cu cantitate ridicată de proteină, vegane, low carb sau chiar fără gluten. În iunie 2022 am lansat pentru prima dată site-ul nostru online și de atunci am reușit să creștem la o cifră de afaceri de 360.000 de euro cu peste 20.000 de comenzi finalizate. Avem până în prezent 14% profit net, asta având în vedere că am încercat să reinvestim tot ce am generat până acum. Așa că, leilor, vă invităm în echipa Mr. Iron. Bine ați venit, dragilor! Mulțumim mult! A fost foarte frumoasă prezentarea voastră. Dinamică, vizualul foarte, foarte bun. Am înțeles că voi așteptați de la noi 250.000 de euro. Și aș vrea să-mi povestiți despre cât ați investit, ce capital aveți, ce... Îl aud pe care te pare acum. Zici că e chip și de aici. Scuză-mă. Noi avem o fabrică în spate. Fabrica este deținută de tatăl meu. Era în zona asta de Horeca, de cereale pentru mic dejun, pufarine. Însă noi am venit cu conceptul ăsta de high protein. Hai să facem niște cereale sănătoase. Ăsta este și MVP-ul nostru și primul produs pe care l-am lansat în piață, cu numele nostru. Firma a fost începută cu 5.000 de euro eu, 5.000 de euro Joseph, deci în total s-a început cu 10.000 de euro. Noi numai cu 3 produse am reușit să facem 350-360.000 de euro până în prezent, într-un an. Cât vindeți în România și cât vindeți în afară? Pentru moment, totul este în România. Totul este în România. În momentul de față avem mai multe contracte încheiate și cu câteva fabrici din Germania, okay, și una inclusiv din Suedia. Ne-au cerut inclusiv să fim distribuitori oficiali pe zona asta de România pentru ei. Adică vreți să importați altceva decât produceți voi? Exact, da. Doar pe cei mai buni. Care sunt produsele pe care le faceți în România și ce importați? Acestea pe care le vedeți aici... Hai să vedem, vreau să le da, sigur. Puteți veni în față, sigur. Puteți să vă uitați la ele, să le studiați, asta e cel mai ceva important. Ceva cu ciocolată? Acestea sunt produsele noastre. Tot ce se vede Mr. Iron, logo-ul acesta, este okay, produs de-al nostru. Avem da, cerealele, pufuleții, Tojos, așa am numit, de la Tony și Joseph. Aceștia? Mi s-a părut Tojos. Foarte fără gluten. Fără gluten. Și al treilea? Pomoanele. Voi cu astea trăiați cu 300.000 de euro? Da, cu astea 360.000 de euro. E mult mai bine că ați făcut banii ăștia cu 3 produse decât dacă ați făcut cu toate astea, din punctul meu de vedere. Și astea sunt făcute de voi în fabrică. Da. Bravo, Unde le vindeți pe asta? Online. Câți ani aveți voi? Eu am 20 de ani, așa? Iar Joseph are 18 ani. Mamă! Abia împliniți, amândoi. Sunteți enervant de tine. Joseph, stai puțin, de câți ani lucrezi în fabrică? Măi, am început cu toată fabrica asta acum un an și ceva. Să facem comanda asta, e pentru exportul din Moldova. Mă ocup eu de Tojos, tu ia cerealele pentru moment. Dacă nu ești obsedat de succesul tău și al business-ului tău, dacă nu ai o pasiune, o flacără constantă, un drive pe care nu poți să-l explici, niciodată nu o să poți să te trezești la 2 noaptea, la 3 noaptea și să poți să stai, să continui cu business-ul tău dacă știi că lucrurile trebuie să fie făcute. Cred că cel mai greu lucru la început a fost încrederea, pentru că atunci când cunoști o nouă persoană, n-ai de unde să știi exact. Fiecare dintre noi vede viața și își dorește să facă bine față de orice altceva și că banii nu contează neapărat pentru noi, ci valorile morale și relațiile. Poți să iei banii odată cuiva și e short term return, dar o relație bine clădită în timp, eu acum mi-aș vinde business-ul pentru Tony. În mâine poți începe unul nou cu ea. E cât se poate de simplu. Să înțeleg că fabrica tatălui tău e doar un furnizor. Da. Deci n-am nicio legătură în share-ul din companie, nu? No. Tony, povestește-ne un pic de tine, că înțeleg că tu ai fost vector de imagine inițial, ești sportiv, zi-ne un pic de tine, sigur, de viața ta, cine ești tu? Cu
Cu toate că eu vin dintr-un sport numit calisthenics, care e bazat pe exerciții cu greutatea corpului, ceea ce înseamnă flotări, tracțiuni, gimnastică în general, că de acolo se trage, am reușit să concurez și la concursuri specifice pentru fitness în România. Am reușit să devin campion acolo de 2 ori și în continuare concurez la nivel european. Nu vin dintr-o familie privilegiată, adică o să fiu scurt și la obiect, am plecat din sărăcie, am crescut doar alături de mama, nu am avut pe tatăl prezent în viața mea și probabil asta m-a afectat cel mai mult. Și de-aia am vrut să scap cât mai repede și să o ajut pe mama cât mai repede, să devin bărbatul acela al casei pe care nu l-am avut niciodată noi. Toni, ești un campion și te felicit pentru asta. Mulțumesc frumos. Eu am început fotbalul la 7 ani. Într-un final am ajuns la echipa națională de juniori, Under 15 era la momentul ăla, și jucam cu Serbia sau țările nordice. Noi arătam așa ca niște pigmei pe lângă ei. Și doctorul de la echipa națională ne spunea: păi da, mă, dar voi mâncați zacuscă cu pâine și gem și ăștia mănâncă cereale. De-aia sunt așa de dezvoltați. Și așa că dacă noi aveam la momentul ăla cereale pe care voi le produceți acum, cred că era mult mai interesant. Și tu zici că fotbalul românesc în momentul de față are o problemă, că s-a mâncat multă zacuscă? Nu! Da, duce lipsă de proteine fotbalul nostru. Și venind la ceea ce faceți voi, știți că piața este una aglomerată și voi sunteți sau vreți să fiți cei mai buni. Da. Ce vă face să fiți unici? Nu mai există niciun producător care face cereale proteice. Suntem primii din Europa. Ah, ok. Viitorul vostru, cum îl vedeți peste 5-10 ani? În următorii 5 ani, cu siguranță, o să ne vedem probabil în toate piețele din Europa. Modelul de business se îndreaptă către un exit? Ne dorim să scalăm firma, să extindem gama, dar acum, în momentul ăsta, da, vedem un exit cam în 5 ani. Mi se pare riscant că veniți cu lucruri importate, care de fapt e numai cumpăr de un loc și vinzi un alt loc, pe scurt timp, ți se pare că e un avantaj, dar on the long run, mie mi-e frică să diluați produsul vostru principal. Oamenii care au testat mereu produse de la ei au spus că sunt extraordinar de bune și de asemenea și-au luat și ei parafantă din mai rău. The Best Europe. Și dacă e și extraordinar de bun, iar scoți din vizor ce ai făcut tu și la un moment dat poate că vezi că merge ăsta mai bine decât ce ai tu și faci numai import și devine pentru mine extrem de plictisitor. Ce exit să faci când tu ești un comerciant care vinde produse altcuiva? Nu poți să amesteci lucrurile astea două. De focusare se numește și nu vă ajută deloc din punctul meu de vedere și așa cum a zis și Varga, nici ca investitor nu vrei să intri. Adică eu investesc într-un business de e-commerce sau într-un fabulos în care niște tineri au creat ceva pentru prima dată în Europa. Leilor, trecem la niște concluzii. Te bagi? Vrei da. Solo? Da. Uite, eu o să vă fac o ofertă, dar nu o să vă placă. 250.000 pentru 40% din firma voastră. Nu. Felix? Deși cifrele sună bine, nu sunt un mâncător de cereale, se vede. Dar nu cred că e obiectul meu și văd aici foarte multe șușoteli a colegii mei, încât cred că o să plecați cu ceva în mână serios și nu numai, cu sfaturi foarte bune. De aceea mă retrag. Okay. Dragilor, aveți o propunere și un leu retras. Vreau să-i dau cuvântul lui Răzvan. Îmi tot șușotește colegul din capăt să fim împreună. Sincer, vroiam singur. Îl iau pe Mircea totuși, că e prietenul meu off the record. Oferta e cel puțin un pic mai bună. Este aceeași sumă de bani pentru 35% din afacere. Am putea să lucrăm la partea asta de promovare. Sigur. A sportului sănătos, să spunem așa. Erau dispus să dea undeva la maxim 15% din companie. Ați primit 2 oferte foarte bune. Și dacă n-ați fi primit nicio ofertă, aș fi făcut eu una care să vă convingă să vă schimbați ideea de business și să nu vă gândiți la 18 ani să faceți un exit. Pentru că o companie pe care o ți-o pregătești pentru exit, o conduci într-un fel
și o companie pe care vrei să o lași copiilor tăi, o conduci altfel. Varga, vrei să intrăm noi doi? Putem. Deci eu știu că Varga nu vrea să vândă business. Vrei să vinzi Varga business-ul lor? Nu. Dacă sunteți de acord că acest principiu pe care vi l-am expus se potrivește pentru voi și îl putem dezvolta împreună, merg alături de Varga și particip la investiție ca să ne aveți pe amândoi în bordul vostru. Mulțumim foarte mult! Așa că ați primit două oferte cumulate, Răzvan cu Mircea, 35% pentru 250.000 de euro și 250.000 de euro pentru 40% eu cu Varga. Mulțumim foarte mult! Revenim cu răspunsul, da? Mulțumim foarte mult! E destul de puțin pentru extinderea lor și cer destul de mult din afacere. Mi-e place de fotbalist și de smart deal. Dar nu pot să scoți inclusiv pe Mirzeci, pe Varga. Dar nu pot să-i scoți nici pe ei. Iar v-ați aliat, mă, voi doi? Hai că fim băieți. Răzvan! Bine v-am regăsit! Bine ați revenit, dragilor! Dragilor, vrem să vă întrebăm ceva. Ați vedea o posibilă colaborare, toți cei 4 lei, pentru 30% din business? Le lăsăm pe Varga să înceapă, el a venit cu prima... Dragii mei, sunteți foarte mișto. Dar nu. Mulțumim frumos. Mulțumim mult. Asta e singura contraofertă? Nu, asta a fost prima întrebare. Știu că sunteți foarte bun la ceea ce faceți și am putea fiecare să... dintre voi. Exact, și am putea să vă oferim 20% din firma noastră pentru suma de 250.000 de euro, însă în următorii 3 ani să putem să răscumpărăm 10% și vă oferim 100.000 de euro sau 150.000 de euro pentru aceste 10% înapoi. Deci, 30% acum, în 3 ani răscumpărați cu aceiași bani și rămânem la 15. Cu suma de 250.000 de euro? 250.000 de euro. Deci nu e bun doar la sport, Răzvan. E top, băiat. Nu subapreciați mușchii. Sună bine ce ați zis până acum. Let's do it! Asta este, bă! Este! Vezi ce înseamnă spirit de campion! Da. Mulțumim foarte mult! Chiar apreciem asta! Felicitări, Antonio și Joseph! Acum, din partea BCR, vei primi și îndrumare. Ai cadou o ședință gratuită de coaching financiar pentru ca afacerea ta să se dezvolte inteligent. De la 40% al meu, ați ajuns de fapt la 15%. Mulțumim enorm, enorm de mult! Bravo, bravo, succes! Cu 250.000 de euro, e bine, 15%. Forță!